Guten Tag, meine Damen und Herren! Ce-am pățit, băi, frate, mă, că nu știu ce Dumnezeu li s-a întâmplat. De la o vreme nu mai știu, de câteva zile, de fapt, o să vedeți, mă ia cu... Hai de Robert Turcescu! Eu sunt Turcescu, de fapt, mă ia cu germană. Deci m-a luat cu germană de când a venit povestea asta cu Schengen peste noi și am aflat că, de fapt, noi nu suntem o țară, ci suntem supuși austrieci. M-a luat cu germană, am început să recit în Lorelai, cum era? Ich weiß nicht, was alles bedeuten, da? Era chestia asta, deci tot timpul mă trezesc dimineața la un moment dat în toată chestia asta, am zis de vestimii, da? Mein Liebe, da? Am luat-o imediat de dimineață, o mâncă și a zis, ce ai părțit, bărba, de ce ai nebunit? A zis, draga mea, zic, vorbesc numai germană. În fiecare dimineață mă antrenez din ce, mi-aduc aminte germană din clasa a 5-a pe care o făceam cu Madame Crișane, frumoasă femeie, la școala generală din numărul 10 din Pitești. Da? Și atunci am luat, mi-au manualul de germană, fiind supuși austrieci. La revedere, vorbim germană, că despre asta este vorba. Da? Guten Tag, maestre! Da, era să zic Deutschland Uberales. Uberales, Uberales! Da, dar apropo de Deutschland Uberales, ați văzut? Se repetă scena cu presiunile asupra lui Scholz, da, ca să dea rachetele alea și el se vără pe sumasă. Ați observat că de fiecare dată, nu știu de ce îl pun ăștia americanii pe el, ar putea să-l pună pe Macron, că rachete Taurus exact. Da? Exact. Nu, dar eu așa ceva n-am pomenit. Dom'le, este totuși țara lui Bismarck, ca să nu spun că e lui Angela Merkel. A fost, maestre, nu mai, e Germania, la revedere. Este... Da. E supusă, adică e supusă americană în momentul de față. Să vedem cu tare, se fură pe sub masă. Este, da, vă rog, zic. Maestre, să începem cu această chestiune pe care am văzut că ați, insistat și pe bună dreptate multă vreme în această perioadă. Încă o dată felicitări pentru faptul că ați făcut post. Nu mă așteptam, de fapt, mă așteptam, dar zic, bă, își iau o zi liberă până la urmă, nu se poate. Chiar așa, deloc, tot timpul s-a stat în priză cu podcastul. Încep să fiu, mă simt vinovat că n-am făcut podcastul, dar eu nu sunt eu de vină, Manu e de vină, să știți. Ăsta n-a vrut să vină la serviciu și atunci eu am zis, bă, hai să facem. Și el a zis, nu, eu vreau să stau acasă cu nevasta, i-am zis, vină-mă la serviciu, nimic. Și fără el nu pot, asta este. Maestre, suntem supuși austrieci, adică... Înțeleg că suntem în momentul de față, dacă austriecii au zis să intrăm un pic în Schengen, de fapt nu să intrăm, să punem un pic deștul așa în gaura Schengen, ni s-a permis de data asta, apropo de intrarea cu spațiul naval pe ape și pe în aer, dar mai avem până să călcăm cu piciorușul, să zicem așa, să zicem, pe terestru, pe Schengen. Dar toată treaba asta depinde de Austria, nu depinde de Franța, nu depinde de Germania, nu depinde de Spania, adică de ăștia coloși ai Uniunii Europene, da? Toată chestia depinde de ce vrea austriacul. Dacă a zis austriacul nein, apoi e nein. Dacă a zis austriacul ia, ia, uite că am intrat și noi un picuț în Schengen. Ce naiba e asta, maestre? Deși e riscantă comparația de la cedarea Ardealului din 40, eu nu am mai pomenit o asemenea greșeală din partea din partea României. Nu. De ce compar mereu cu 40? Pentru că după ce iulie 1940 maestatea sa Carol al II-lea într-un stil românesc, deși el era neamț, hotărăște să se dea cu Germania. A fost o chestie unică. Până, nu, între timp se dăduse cu Germania, am zis, o intrase sub poalele Germaniei, Bulgaria și Ungaria, mai de mult. În momentul în care noi am intrat și noi ne-am vărât, am cerut să ne vărâm, au venit ungurii care au zis, domnule, dați-ne o bucată din Ardeal. Noi, în loc să zicem, noi, băi, e un drept, nu se negociază dreptul. Vreți să luați, veniți, ne pregătim, ne înarmăm, ne batem cu toată planeta. Noi am zis fuga la Hitler. Mă rog, la partenerul strategic de atunci, da? Și Hitler a zis, bă, negociați. Ca Hitler era pe postul lui Ursula de acum, negociați. Domnul Turcescu, noi ne-am apucat să negociem încă o dată la turnul Severin.
Unguri, ce să negociezi? Adică, în momentul în care ai deschis negocierile, te-ai terminat. Înseamnă că recunoști că e o problemă. Corect. Și după, evident că ungurii voiau tot și atunci a venit Germania și a zis, bă, vreți, și aici e foarte important, că nu e, domnule, este un fals istoric să spui dictatul de la Viena. A venit Germania și a zis, bă, voi nu vă împăcați. În loc, noi puteam să spunem, da, nu ne împăcăm și ne pregătim de război. Noi am zis, da, domnule, bun, vreți să vă arbitrez eu? Da. Și noi am cerut, Deci n-a fost un da. dictat. Noi ne-am băgat și am zis, da Nu, mă, noi ne-am dus, de aia arbitrați-ne, mă, că noi noi suntem ne-am atât de negociat. proști încât nu știm să ne urmărim interesul în toată chestia asta, să spunem concret ce vrem și ce nu vrem. Păi, dar în Arbitrați-ne, mă, cazul voi. respectiv, domnul Da. Turcescu nu se negocia Normal. Ardealul, era al Păi nostru. da. Adică, așa ajungem și dincoace. Admiterea în Schengen totală este un drept al României ca membru a Uniunii Europene, da? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat în felul următor. Stați puțin, maestre, ziceți, Uniunea. mai ziceți odată ca să intre în cap și lui Ciolacu și tuturor slugilor din presa miluită de Ciolacu, ăia care vin și spun, vai, e un pas istoric, e o chestiune extraordinară, am reușit să intrăm un pic în Schengen. Bă, tâmpiților, meritam să intrăm în Schengen de acum foarte mulți ani, pentru că din De punct de 11 ani. vedere tehnic am îndeplinit tot ce ni s-a spus, cu asupra de măsură, în sensul în care v-am dat și șpăgile de care aveați nevoie, pe care le-aș cerut, ca să puteți să intrăm în Schengen, nu? Deci, ca să fie foarte clar. Dar nu numai asta, domnul Turcescu, acest drept cu D mare, ca și dreptul nostru asupra Ardealului, ca și dreptul nostru asupra Bucovinei, care o mai avem, nu, se spune că cea de nord nu putem pentru că e a Ucrainei nord, sau asupra Deltei Dunării, e Da. drept, da? Cu D mare. Acest drept a fost confirmat în ultimii 2 ani de toți, adică de Comisia Europeană, de Parlament. Nimeni din aceste instituții care sunt pălării, din care noi facem parte, genul Uniunea Europeană, n-au spus, da, domnule, aveți dreptul, dar trebuie să mai îndepliniți ceva. N-au zis un moment, aveți drept, aveți dreptul, este bun. În aceste condiții, Uniunea Europeană, de fapt, Regina Ursula, ne-a spus, sigur, bă, negociați cu Austria. Domnul Turcescu, nu există așa ceva. Eu n-am spus, se putea în felul următor. Austria încheia un acord cu Uniunea Europeană, cu Comisia, și Comisia ne punea condiții. Corect, da. Nu, nu se poate ca tu să ne. Încă o dată, Austria, Franța, ce vreți, sunt Păi colege. iertați-mă, maestre, în condițiile astea noi vorbim despre o Uniune Europeană. Deci președinta Comisiei Europene, Madame Ursula, domnul Scholz, marele lider al Germaniei, și mulți alții, Macron, toți vin și spun, România merită să intre în Schengen, România îndeplinește toate condițiile, România este nu știu ce. Bă, și vin la un moment dat niște țâșbâști austrieci, da? Și zic că noi zicem că nu, domnule, cu tare. Și o Europa întreagă să face că nu înțelege despre ce e vorba. Despre ce e vorba? Despre faptul că Uniunea Europeană e un fâs când vine vorba de decizii care au încărcătură mare, inclusiv politică. E un fâs. Ei sunt mulat de astea când trebuie să semnăm contracte pentru vaccinuri, când trebuie să ne dea nana dacă n-am cheltuit cum trebuie banii europeni sau să ceară mai mulți bani și nu știu ce. Bă, dacă vine vorba de decizii în care să spună, bă, noi, statele Uniunii Europene, granzii, Italia, Franța, Germania, Spania, am hotărât că România merită în Schengen, punct. N-are cine să ce să comenteze, nu s-a întâmplat nimic. Dacă a venit austriacul și a zis nu, 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 nu cu tare, s-au făcut toți că, știți, da, se poate face și un astfel de acord. Păi cum, bă? Cum? Cine a mai pomenit acordul ăsta pe care îl propune Austria și pe care l-au admis toți fără să zică nici miau? N-am auzit unul care să spună, în afară de Cioloș, cum a zis dumneavoastră la un moment dat, dar aici vorbeam despre liderii europeni, nu de-ai noștri. Un lider european care să spună, bă, nu e bine. De ce? Pentru că nu este precedent în istoria Uniunii Europene
să fi întâmplat o astfel de situație. Noi nu avem un precedent. Am creat un precedent, ce unul periculos, în care, practic, Europa se împarte în cel puțin două caste. Casta granzilor, dar Austria e cel mai grande dintre granzi, da? Și casta proștilor, cu România în frunte, ca să zicem așa. Mă iertați, m-am enervat așa, de prima. Nu există niciun precedent și putem să comparăm cu raportul între Ungaria și Ucraina. Ungaria s-a opus mult timp admiterii, începerii negocierilor pentru cu Ucraina, da? Da. Invocând niște chestiuni cum invocă și Austria, da? A zis Uniunea Europeană, băi Ungari, nu, băi Ucraina, negociați cu Ungaria. Era așa, era normal să se încheie ca la noi un acord politic în care Zelenski să se angajeze cu tare, cu tare. Nu! Au făcut în așa fel încât, până la urmă, Orban a ieșit din sală. Exact. Și a fac acum un aspect mult și mai important al acestei mari umiliri naționale. Noi trebuie să intrăm în Schengen definitiv și cu terestru, pentru că ăla este fundamental. Domnul, pierdem timpul. Păi la aerian și naval e o prostie. Nu este Schengen. Schengenul, esența Schengenului sunt desființarea granițelor terestre, pentru că exact. Ați văzut, eu am trecut din Franța în Germania de la Strasburg și nu știam că am trecut. Adică era sau treci din Germania, nu știu, în Olanda și mergi cu troleu. Știți că e un troleu care trece fără nicio problemă. Da, bun. În aceste condiții, când am aflat că Austria ar fi de acord ca într-o primă fază să intrăm numai cu aerian, am zis, mă, e o idee, pentru că în cazul intrării cu spațiu aerian și maritim, Austria nu poate să invoce migrația, deoarece migrația are loc terestru. După asta am aflat că și pentru asta, domnul Tulcescu, nu e vorba de Uniunea Europeană, e vorba de ai noștri, cum să negocieze așa ceva, acord politic, secret, nu știm, după asta, acordul este o catastrofă, pentru că luarea în discuție, că știu pe de rost acolo, luarea în discuție a intrării, admiterii noastre și terestru, se face, spune acordul, după ce se îndeplinesc cele 5 angajamente, da? Dar atenție, cea care va spune că le îndeplinim este Austria. Normal, ei sunt. Da, da? Ei ce, ei doi, ce, doi, ei, un da. Termen, cum a putut domnul ministrul de externe, Iohannis, și după ce se constată o îmbunătățire semnificativă a migrației la Austria. Păi ce la semnificativ, domnul? Nu e nici măcar un procentaj. Mai țineți minte, la viza cu americanii e un procentaj. Domnule, și după ce se constată o reducere cu 5%, cu 10%. Corect. Ceva concret. Bun. Da. Că altfel toată chestia. După asta, da. Acordul prevede că pe otopeni vor fi consilieri austrieci. Ați mai pomenit așa ceva? Da, am pomenit cu comisarii sovietici, maestre. Deci trebuie să stea comisarul sovietic în spate să vadă ce face funcționarul român. Da? Așa este. Vine comisarul austriac din momentul de față, ăla la vamă al nostru cu chipiu, să uite la pașaportul ăla care intră, zice, să uite la el și după aceea întoarce ușor așa capul în spate, pentru că în spatele lui este austriacul. Și dacă austriacul a ridicat un pic din sprânceană, e așa, cu sprânceana stângă un pic în sus, ăsta în lotul zice, nu puteți să treceți. Nu sunteți buni. Nu vă putem primi. Dacă se uite la austriac și austriacul e așa, nu mișcă nu nimic, zice, cred că puteți, da, cred că sunteți în regulă, da, niciodată, adică, despre asta este vorba, mă înțelegeți, nu, e austriacul, el o să fie acolo, da, o să fie și la WC-ul, la otopeni, o să stea la WC-ul, la otopeni și o să supravegheze ce se întâmplă în toată povestea asta de acolo, vor fi peste tot, da. O altă chestiune a acordului care, concret, pe lângă faptul că nu trebuia să facem un acord, să încheiem un acord, să negociem. Domnul Tulcescu, s-au dus doi
parpalaci, pirpilici, ăsta de la interne și asta, că să nu așa le zic, de la externe la, un, la Radu Tudor, ceea ce n-am pomenit de când sunt, adică două ministere, doi miniștri de forță se duc la un redactor, nici la mine n-a. Nici eu nu puteam permite să cer doi. Unu, hai. Bun. Și n-au explicat nimic în ce constau negocierile, de ce s-a negociat. Dacă s-a negociat, înseamnă că austriecii cereau să fim fără chiloți, că ceva, dacă ei consens. Și la care adăugăm două lucruri foarte grave. Nici acum acordul nu a fost publicat în românește. Domnul Turcescu, nu înțeleg că sunt nebun cei din opoziție. Eu nu am acord, eu am nevoie de acord în limba română pus pe site-ul guvernului, pentru că știți foarte bine de la rezoluțiile ONU privind Palestina, relația, teritoriile ocupate în 67 de Israel, depinde dacă e varianta franceză într-un fel. Nu, eu nu am voie, ci că băi, există pe site. Păi, dar nu trebuie să fie pe site-ul nostru, nu-i document semnat de România. Bineînțeles, păi da. Deci iertați-mă, eu când o să fiu istoricul viitorului, traduce din engleză, el traduce el. Nu, sunteți de acord? Eu am nevoie de traducerea noastră oficială. Evident. Nu mai spun, domnul Turcescu, chiar și în aceste condiții, era dator unul numit Klaus Iohannis să facă un mesaj către națiune. Da, bă, popor. Oameni, am încercat cu tare, cu tare, cu tare, știu că nu e ceea ce vreți voi. Domnule, în afară de țopăial, ați mai pomenit așa ceva? Am pomenit următoarea chestiune. După ce a eliminat și a 80-a sarmală pe care o mai avea în stomac, s-a trezit în sfârșit amicul meu Eugen Tomac, da? Europarlamentar PMP. Înțelegeți, da. Eu fi dat Băsescu un șut în cură, fi zis, Eugene, ești bă, dracu, zici și tu ceva, că iei un rahat. Și zice așa, afirmă astăzi, Eugen Tomac zice, acordul politic semnat între România, Bulgaria și Austria privind aderarea parțială la Schengen nu era necesar și reprezintă o capcană care poate oricând arunca în aer negocierile agreate în spatele ușilor închise în ultimele ore ale anului 2023. El zice că acest acord e un măr otrăvit pentru că dacă în Consiliul Jai din 4 martie 2024 nu se ia decizie intrării terestre a României și Bulgariei începând de la 1 ianuarie 2025, în mod absolut sigur, anul viitor nu se mai întâmplă nimic, zice Tomac. Deci ăștia s-au trezit și ei în momentul de față, repet, după ce le-a ieșit... Prețescu, nu, stați un pic. Păi? Și el, și Simion, singurul care a pus punctul pe ei a fost Ciolo. Da, da. Domnul Crucescu, nu e vorba că e capcană sau nu, nu se negociază, dumneavoastră nu înțelege. Da, românii, da. Nu înțeleg. Da. Domnule, nu se negociază. Delta, Dunărea, teritoriile românești, Ardealul, nu se negociază. Repet, nu cu altă țară, nu știu. Poți să negociezi cu NATO, poți să negociezi cu ONU, poți să negociezi cu... Dar nu cu altă țară. Care este colega, am înnebunit. Mâine, poimine, vine, nu știu, Lituania și spune dacă noi nu schimbăm un rând în nim, nu ne mai primește. Asta este drept. E un drept câștigat prin admiterea noastră în Uniune și susținut în ultimul an, nimeni de la Uniunea Europeană nu a spus, bă, voi nu... Acum vreau un comentariu de la dumneavoastră. Tot ceea ce ni se întâmplă, deja spune de prea mulți ani, este o chestiune legată de incapacitatea, hai să spunem pe românește, prostia a celor care ne conduc, de slugărnicia lor. E o chestiune legată de faptul că, nu știu, sunt amenințați cu ceva, nu știu, îi ține cineva în vreun fel. Adică, pentru mine este inexplicabil cum am ajuns în halul ăsta. În halul în care noi nu suntem în stare să zicem nici miau, nici când vine vorba de canalul Bâstrăie, nici când vine vorba de Schengen, nici când vine vorba de banii pe care trebuie să-i dăm sau să nu-i primim sau nu-i primim de la Uniunea Europeană. Adică, explicați-mi și mie, din punctul ăsta de vedere, că am trecut prin multe, care a văzut multe. Care este explicația acestei degradări teribile a spiritului de, dacă vreți, de demnitate națională, hai să zicem în felul acesta, dacă despre pricepere politică nu poate fi vorba. Care e explicația? De ce? Unde e greșeală? Am
Am spus într-un jurnal video și am și scris, am reluat un editorial al meu, mai țineți, din Național, Da. din 15 iulie 1990. Foarte bun text, excelent text. Venirea lui Clinton. Da. Domnul Turcescu, un popor minim demn, zice, bine, zice că e venit și un existu de cătănuță, zic, adică nu știu, bun, am înțeles, știu șmecheria, vii, nu ne primește NATO și vii și ne dai o alviță. Nu, poporul român a fost, de ce, domnul Turcescu, totul a început din 90. Mentalitatea românului este mentalitate de șerb, nu înțelegeți? Adică, dacă observați dumneavoastră, tot ceea ce ni se... Uitați-vă campania, ai luăm acum, cu NATO, da? Da. Poporului român se prezintă de către Iohannis, Ciolacu și Gașca următorul lucru. Să fim fericiți că suntem în NATO, pentru că în felul acesta noi avem siguranță. Domnul Turcescu, noi nu ni s-a făcut un cadou intrând în NATO. Adică a prezenta mereu că NATO e un fel de naș care vine cu Damingeana cu vin, este fals. Nu! Noi suntem în NATO pentru că și noi, la rândul lor, și NATO are nevoie de noi. Corect, da. România este, are cea mai mare siguranță din istoria ei, deoarece e în NATO. Înseamnă că faptul că ne-a primit în NATO e un cadou. Admiterea europeană, toată stima pentru domnul Năstase, dar a fost admiterea în genunchi. Admiterea europeană a unei țări este un contract în care și noi am dat ceva și ei au dat. La noi s-a prezentat ca un cadou. Mai țineți? Bă, așa e. Ne-a făcut ăștia un cadou. Bă, ne-a făcut un cadou. Ne-au primit în NATO. Dacă ați observat, după 90, noi eram, eu am urmărit acum, m-am uitat peste, mi-am făcut opisuri la editorialele toate și încă din 90 era așa. Petre Roman a fost la Consiliul Europei. Era frecția, nu Consiliul European. Era aia care e și acum, da? A vorbit în franceză, cei din sală s-au uitat la el. Și am scris, bă, te nebun, cine-i Consiliu? Deci noi nu, în 1990 și 91, asupra poporului român s-a dus o campanie, mereu spun, de ruperea și respinării. Domnul Turcescu, da, noi, Ceaușescu, ne transformase în niște tipi care ne băteam pentru o sticlă de lapte, dar delirul lui Preda s-a tras în 500.000 de exemplare. O școală era școală. Justiție, aveam mari penaliști. Ei, după, în timpul, în 90, s-a început așa. Industria noastră e fervechi, mai țineți minte? Nu era fervechi, da? Deci sau operațiunea, cu ajutorul slugilor din România, operațiunea complexare României. România n-a avut școală, România nu a avut întreprindere, România nu a avut agricultură, România nu a avut educație. Românii sunt niște tâmpiți și trebuie să-i colonizăm. De aici a pornit. Și când presa din România, nu, presa din, și după asta, presa din Occident este nemaipomenită, apare un articol scris de un român în Mond, bă, ce mare nebunie. Ei, această operațiune care s-a văzut și în 93 s-a transformat în operațiunea de șerbizare a românilor. Adică mentalitatea de șerb era următoarea. Bă, da, într-adevăr, Pontele avea dreptul la prima noapte. Da, mă, dar n-o bătea. Da, era băiat bun, da. Ieșea da, de acolo, bun, bă, virginată, dar nu era vânătă, da, într-adevăr. Domnul da. Turcescu, dați-mi voie că să fac o referire la cultură. Una dintre prozele care pe mine, novelele care m-a zguduit la Sadoveanu, este Bordeiene. Bordeiene sunt în lunca Jijei, chiar a existat, niște tipi, pe la 1900 și ceva, care trăiesc în bordeie găuri, în lut. Deci un mal în lut, da? Domnul Turcescu, vine Boieru, care era mai, așa, mai era mai Ciolacu, om din popor, cu soția. Proștii ăia ies cu căciulele în mâini și nu zic, bă, fă-ne-mă și nouă o casă. Zice, bă, ce carne albă are ea, extraordinar, adică venise și, mă rog, la final... Să pogorâse Boieru peste ei, să pogorâse Boieru. Da, adică
nu aveau conștiința dreptului. Băi, ei muceau. Bă, da. Și dă-ne, bă, și nu, bă, nu putem sta în bordee. În bordee, în lume. Ei, așa și la noi. A venit Clint, gândiți-vă că a venit, nu știu ce, Ursula, da? A venit ăla, era președintele care îi pupa pe noștri pe crește. Și dacă a venit ce? Bun, a venit și... Bun, și a scris New York Times. Și dacă a scris New York Times, ce? Noi nu putem. Ei, și atunci această poveste cu Schengen a fost, este văzută ca un cadou. Bine, mă, că ne-a dat bine, Doamne ferește, putea să nu dea deloc, da? Deși, dacă vreți să... Eu cred că, din toate punctele de vedere, era mult mai bine dacă nu acceptam că e și o capcană. Că așa nu se mai discută cu ăsta, cu terestru. Ori așa puteam avea un factor de presiune tot timpul. Și plus că făceam mare gălăgie. Ne duceam, spune, bă, la noi vor fi alegeri, sunteți nebuni, bă. Da, dar pe cum au făcut austrieci? Ei așa au invocat, domnule, stați puțin, că noi avem alegeri în landul nu știu care, trebuie cu tare, de-aia e lumea supărată pe migranți, dar după aia mai vedem noi. Așa puteam și noi să spunem, bă, noi avem 4 rânduri de alegeri, bă, în 2024, sunteți nebuni? Da, dacă nu ne dați Schengen, nu suntem obligați, suntem împinși de realitate să ne exercităm eventual dreptul de veto în Consiliul European în legătură cu nu știu ce probleme să vor ivi acolo și care e delicat. Domnule Cretescu, la toate întâlnirile dintre Hitler și Mareșalul Antonescu, Mareșalul Antonescu îl exasperase pe Hitler, vorbea de Ardeal. Domnule, era ceva, toate stenogramele arată, bine, nici nu va... Normal era să nu acceptăm asta, și Iohannis să-i piseze pe ăștia de la Uniune din, în fiecare da. Zi. Bă, ce facem? Ce facem? Cu tare, gălăgie în Parlament. Nu, noi am ce, bă, Doamne, acord politic cu o altă țară ca să obții tu un mini drept, că nici drept. Nu știu, dar surprinzător este, sau poate nu e, ce ziceați, Doamne, presa nu zice nimic. E, care presă, maestră? Eu tot spun, o zic, o spune și asta de multă vreme. N-are, asta cu presa în România e la revedere. Mai sunt mici insule pe aici, pe acolo, unde se mai poate discuta liber, mă rog, și să mai pot pune accente. Da, în rest, toată treaba e moartă. Vreau să ajungem la un subiect în care aș spune chiar că ați lansat o bombă și o spun chiar în sensul foarte bun jurnalistic al cuvântului în podcastul nostru de astăzi și am să pornesc de la următoarea informație. E o teamă teribilă în momentul de față în interiorul Uniunii Europene pentru că președintele Consiliului Uniunii Europene, ăla unde, mă rog, sunt dăștea grei, să zicem, Uniunii Europene, șef de stat, de guvern, așa, acel consiliu este condus de un președinte, care este unul Charles Michel, da? Charles Michel, da. Și domnul Charles Michel a anunțat că el candidează la alegerile pentru Parlamentul European și dacă va fi ales, va merge în Parlamentul European și așa mai departe și, prin urmare, va părăsi postul în următoarele luni. N-a zis când, n-a zis mâine, poi mâine, în februarie sau un alt. Dar toți ăștia au început să intre în trepidații pentru că de la 1 iulie, Ungaria este cea care va prelua președinția Consiliului șefia Uniunii Europene, deci asta o preia Ungaria de la 1 iulie, și dacă nu se găsește după demisia lui Charles Michel, până când preiau ungurii președinția șefia Uniunii Europene, noul președinte al Consiliului European ar putea fi Victor Orban al Ungariei. Și ăștia au nebunit toți. Bă, băi, vă dați seama, s-au gândit ei, aoleo, vine nebunul de Victor Orban, pe lângă faptul că îi vom avea niște luni de zile pe cap pe unguri care vor conduce practic Uniunea Europeană. Cum a avut și noi președinția când era Viorica Dăncilă, vă aduceți aminte, prim-ministru. Bă, acum o să, dacă ajunge ăsta Victor Orban președinte al Consiliului European, vă dați seama, toți ăia care l-au înjurat, l-au făcut în fel și chip pe Orban de-a lungul timpului, el să stea în capul mesei și să prezideze întâlnirea cu ei. Și atunci dumneavoastră lansați această ipoteză care eu o iau foarte serios în calcul, vorbesc foarte, să fie foarte clar, că granzii Uniunii Europene vor zice, bai să-l punem pe Iohannis. Și Iohannis abia așteaptă să prindă un ceva, după că vorba aia, numai mâine nu-i poi mâine și se duce și al doilea mandat și începe să aibă probleme. Cum am văzut că se poartă. Și Iliescu, și Constantinescu e singurul care a scăpat. Dar bă, seama, bă.
Și asta spuneți așa, în pastila de astăzi, care în podcastul nostru de astăzi, ziceți, Klaus Iohannis ar putea fi viitorul președinte al Consiliului Uniunii Europene. Dar asta înseamnă să demisioneze, maestre. Bun, domnul Turchescu, am spus aseară acestu și o să explic ce am zis în legătură cu postul lui Charles Michel. Da. Articolul de astăzi este o manipulare primitivă, da, valabilă pentru poporul român, care ca să justifice demisia lui Klaus Iohannis. Este o manipulare dintr-un simplu motiv. Domnul Charles Michel nu poate demisiona în iulie sau în iunie, demisionează în martie, pentru că nu poate intra în campanie electorală în țara lui ca șef, ce dracu. Na, nu există. Și acum, haideți să vedem la rece. Dintre granguri Uniunii Europene, postul lui Charles Michel este singurul post care nu depinde de alegeri. Este un post foarte important, este șeful cancelarei, deci să ne lămurim. Comisia depinde și de Parlament. Consiliul Uniunii, alcătuit din șefii de stat și de guvern, cu care se duc la ședințe acolo, nu ei șefii, ăștia n-au timp, da? Și atunci s-a înființat o cancelarie care este condusă de președintele Consiliului European, cum este Michel. Și care ar putea. Aceasta este o funcție foarte importantă, deoarece ăsta, președintele, e ca la secretarul general al guvernului. El e cel care dă documente, că restul n-au cum să se adune între ei. Adică înaintea unui consiliu, el e cel, mașinăria lui, a președintelui consiliului, ea adună, îi face, eu spun cât e de important. Însă este un post care este numit în funcție de membrii Consiliului, membrii Consiliului, adică șefii de guvern, ei pot să pună și în februarie. Este un an și doi ani și ceva și depinde numai și numai. Funcția de înalt reprezentant al lui Borrell, care se termină în decembrie, un mandat, unu, este greu de presupus că nu i-o dă în continuare lui Borrell pentru că are 5 ani. Poate să facă 10, mare voie. În plus, Borrell are o atitudine, ați văzut și în chestiunea din Gaza, separată de a președintei Comisiei. Dar acest post este echivalat și cu cel de vicepreședinte al Comisiei Europene. Deci el trebuie confirmat de Parlament, care Parlament se va schimba în iunie. Deci noi trebuie să discutăm. Președinta Parlamentului depinde de viitorul Parlament. Președinta Comisiei depinde de viitorul Parlament. Singurul post care nu depinde de alegeri este acesta. Dacă Klaus Iohannis îl ratează, el deja merge la Sibiu, iar nevastă sa la închisoare. Deci, noi am tot discutat, este vital să fie într-o funcție la Uniunea Europeană. Repet, dacă ratează această funcție, care trebuie să fie dată până în iunie, pentru că n-are cum, ăla trebuie să demisioneze, e o prostie. Și atunci, am spus că o soluție ar fi cu demisia. Mulți, iată că și noastră, spun, domnule, cum să demisioneze? Păi hai să vă spun de ce. În primul rând că este ultimul lui tren, nu înțelegeți? Dacă nu l-are, dacă el nu e numit acum, pot să vă fac scenariul din decembrie. Orice președinte care va veni, va simți nevoia, va fi obligat în anul viitor să se ia de nevasta lui ăsta. Trebuie să... ați văzut, fiecare președinte când a venit a simțit nevoia și fiecare șef... Ceaușescu a dat în deci. Fiecare din ei, Iohannis a dat în, între noi fie vorba, mașinăria aia cu dosarul lui Băsescu este el. Pentru că fiecare președinte, ca să arate că e mai tare, trebuie să se delimiteze de anteriorul. Să fie altfel și primul lucru pe care poate să-l facă, eu nu spun că o și condamnă, este bă, hai să reluăm dosarele, da? Dacă ajunge acolo, domnul
a demisiona acum de funcția de președinte este o nimica toată față de marele avantaje. Unu, scapă, are a treia funcție în statul, în Uniunea Europeană. Doi, în România șerbizată vor face toți plecăciuni, da? Deci în perioada următoare PNL-ul va crește în sondaje pe rupte. Sunteți de acord? Bă, omul lor cu tare. Sistemul vor zice, bă, stai, nu, oamenii din PNL, dumneavoastră mai face gălăgie când știți că ele acolo. Păi s-a dus mare acolo. Dar mai e ceva foarte important, mai este, că aici să ajunge. PNL-ul, spuneți, va crește. Eu nu cred că va crește PNL-ul, ar crește pe ideea că neapărat că Iohannis a usat acolo, ci pe ideea că la Cotroceni, chiar și pentru o lună, două, trei, nu contează, va veni Ciuc, pentru că e președinte al Senatului. Și acum înțelegem cumva de ce s-a insistat atât de mult ca Ciucă să fie președinte al Senatului. Pentru că lumea va zice după aceea, păi stai mă, Ciucă, uite-l mă, e nu, deja... Nu, stai, vă rog, fac o nuanță. Vă rog. De ce în cadrul rotației s-a pus prima dată Ciucă? Ca să fie președinte al Senatului, da, să nu-l prindă... De ce se vehiculează ideea localelor împreună cu primul tur al prezidențial? Pentru că era aberant. În momentul, dacă ar fi Iohannis, ar rămâne, am avea următoarea situație. Și sigur se va face localele cu primul tur. Asta înseamnă septembrie. Asta înseamnă că noi vom avea doi președinți. Băi, știți ce înseamnă? Unul ales și unul, dar dacă merge, dacă pleacă Iohannis, atunci merge Ciucă, el este interimar, poate să candideze, da? Evident. Și atunci vom avea jurământul președintelui în octombrie, nu în decembrie. Păi, lor s-a demisionat, da, nu pune problema, da, normal. Aștepte mandatul, ați înțeles? Da. Dar, repet, adică... Da, atenție, mai e ceva, mai e, spun din nou, să ne imaginăm acest scenariu. Ciucă, căruia nu-i dădea nimeni nicio șansă. Bă, Ciucă, ce șansă asta are la președinție? El va fi deja președinte interimar la momentul alegerilor și lumea va zice, păi să-l votăm, bă, pe ăsta, că deja a învățat cum e treaba cu Cotroceniu, nu-i mai trebuie să se adapteze, știe mersul. În plus de asta, acum încep să înțeleg de ce l-au lansat atât de vreme pe Ciucă în, la cină cu Ionela Anastase, sau cum o cheamă fata aia, nu știu ce cu tare, și pe peste tot. Să-l pună deja în poziția de prezidențiabil. Că toată lumea s-a întrebat, bă, dar Ciolacu de ce n-a intrat, mă, în campanie? Iar Ciolacu, eu cred că e fericit pentru că lui se spune, bă, eu ajung președinte, îi zice Ciucă, și tu rămâi în continuare prim-ministru, mă, cum e cel mai bine, ce treabă avem? Nu se schimbă nimic. Pleacă Iohannis, sunt eu președinte, coaliția e aceeași, mergem mai departe. Domnul Turcescu, dați-mi voie să fac o previziune. Vă rog. Dacă Ciucă ajunge, și o spun ca să putem înregistra, ajunge președinte interimar, va fi votat fluierând pentru că vom vedea un alt Ciucă. Mm-hmm. Aveți să vedeți. Mm-hmm. Din ce știu eu, Ciucă nu e așa cum e. Adică și faptul că s-a dus, cum spuneți noastră, la... din ălea, la cină, s-a dus la Denis Da, 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 da. Un pic, nu. De ce poate să fie un altfel de om? Pentru că el a fost crispat, din câte am înțeles, nu, ca premier. Dacă se duce președinte, domnul Turcescu are cea mai mare vizibilitate. Nu are nicio datorie, nu știu dacă ați înțeles. Da. Nu e ca premier, trebuie să ieși să explici. Deci, ce, a luat foc ăla, președinte... Oleu, păi da, spuneți-mi și mie ce datorie va avea el ca președinte alta decât a face spectacol, da? Nu știe de ajuns, și atenție, la cât n-a făcut Klaus Iohannis de ajuns ca ăsta să aibă conferință de presă în fiecare... Maestră, dar se mai rezolvă o situație, că în campanie ne gândeam noi... inclusiv în acest podcast, da, când îl făceam împreună, bă, cum naiba se vor comporta PNL-ul și PSD-ul în campanie? Că ei fiind așa la guvernare, cum să-și dea ei un cap unul altuia în perioada campaniei electorale? Păi cu Ciucă președinte interimar la Cotroceni. Nici nu se mai pune problema, adică va fi așa o chestie, domne,
Votăm ca să... De ce trebuie? Nici nu e nevoie de campanie electorală. Lucrurile rămân pentru stabilitate, așa cum să numai că în momentul de față, în locul domnului Klaus Iohannis, care a plecat puțin, și ce victorie vor spune toți pentru România. Pă, e președintele Consiliului European, bă, al nostru, mă, al nostru e acolo, vă dați seama, al nostru ca Bradu, e la Consiliul European. Și domnul Ciucă s-a dus la... da? Parcă și vă pe Ciolacu spunând... Domnul Ciucă s-a dus la... Nu, și iertați-mă, am idee că funcția de a președinte al Consiliului European nu e o funcție de reprezentare, ci exact pentru Iohannis. Stai pe acolo. Da. Adică la Borel e de reprezentare. Trebuie să te duci cu tare. Președinta Comisiei e de reprezentare. Ați auzit, nu ați auzit Jean-Michel. El este, ați înțeles, șeful cancelarii. El da, exact da, da. Ce vrea. Dar, domnul Turcescu, n-ați fost atent la nuanța mea. Vă rog. Dacă Ciucă ajunge interimar, ceea ce așa ar putea să fie, vom vedea un alt om. Pentru că am spus încă o dată, funcția de președinte interimar este de spectacol. Doi. Adică am fost atent la nuanță, dar faceți-mă să înțeleg la ce vă referiți. O să vedem un Ciucă, nu știu, mai articulat în vorbire? Îl vom vedea dintr-o dată, nu știu, scoțând bastonul de mareșal și devenind un mare om politic? La ce vă referiți? Că să înțeleg. Ce mare. Păi nu, stai să ne lămurim. Așa. Din câte știu eu, că știu mai multe, da. El, Ciucă, nu l-am văzut în viața mea, n-am stat de vorbă. Unul din politicieni, unul care n-a stat de vorbă niciodată față. Nici eu, abar n-am, nu știu. Nici da, mă, nu e altfel de om, zic toți. Da? Nu, în el ca om este formidabil, zic ăștia, nu știu, nu eu. Și l-am întrebat, mă, dar de ce era așa? Păi era așa pentru că el era crispat, că veneau fătucele și îl întrebau chestii de premier, nu dacă mă înțeleg. Adică, gândiți-vă, era crispat că trebuia să-l întrebe de Ciolacu. Dar, mă, dacă ajungi președinte interimar, de ce mai ești crispat? Spuneți-mi și mie. Nu asta zic, ce te poate întreba o fătucă? În cuță, doi... Iohannis parcă din adins în ultima vreme a creat premisele unui președinte care de ajuns să sufle nasul altfel și diferit, nu înțelegeți? Da, adică, Turcescu, gândiți-vă că e de ajuns să cheme, nu știu, liderii din presă. Știți că așa făcea Iliescu. Uh-huh. Eu eram la evenimentul zilei cel mai mare dușman și se întâlnea cu presa, eu i-am și spus să nu candidez, adică acțiunile ca președinte n-ai nicio responsabilitate. Sunteți de acord? Eu spun că asta. Nu e cea de premier. La premier te întreabă. Adică când ieși, ai o crispare. Bă, stai puțin. Dacă mă întreabă de crevedia, da? Din coace. Iohannis, în ultimul an, n-a existat încât un președinte care, da, nu care... știu cum să spun, a clipit din ochi, zic, exact. Bă, ce deosebit e, nu dacă mă înțeleg. Asta așa e, aici nu mă pot contra. Mai ales că Ciucă, să ne amintim, a fost și consilier prezidențial. Adică el știe deja la Cotroceni, cum să spun, știe măcar unde e toaleta, unde e popota, pardon, unde e cantina, unde e, nu știu, le știe pe secretare. Ălea deja nu vor face decât cu inspirația până acum să trăiți domnul consilier, o să-i spune să trăiți domnul președinte. Deci va fi o schimbare simplă de tot, nouă. Și dacă vine Ciolacu... Trebuie să-l pipăi ăștia. Ce e, bă, cu el? Nu știu ce. Nu, păi nu, stați un pic. Da. Are și un mare avantaj. Nu-i certa cu Ciolacu. Da, păi asta e, da. Nu-i certa cu Ciolacu. Tudose am văzut că e certat cu Ciucă. Și chiar asta nu înțeleg. Adică Tudose este supărat pe Ciucă. A, să vă dau și o bombă, că am văzut că a spus că, și ce fă foarte adevărat, că domnul Ciolacu își strânge în momentul de față oamenii din PSD pe lângă el. Deci face o chestie. Știți de ce îi strânge? Pentru că e o grupare, atenție, condusă acum de domnul Grindeanu. Știți pe domnul Grindeanu? Știți, de la Transport. Da, da. Eu. Domnul Grindeanu a intrat într-un conflict pe viață și pe moarte cu domnul Ciolacu. Nu știu de la ce s-au luat. Unii ar zice că de la vreme, da? Înțelegeți? Dar, Nu. De la lui Grindeanu se duce o campanie... Nu știu, justificată sau nu, pe transporturi foarte bună, să știți, adică imaginea lui în fiecare zi eu aud că s-a mai dat un petic de autostradă, s-a inaugurat cu tare. Doi,
Grindeanu este foarte ambițios, adică nu e, nu știu, sigur că în PSD fiecare are bastonul de mareșal, dar gândiți-vă la acest lucru, la care se adaugă, eu eram convins, dacă vă uitați la cariera lui Ciucă, că el este alesul. Ceva e neregulă. Uitați-vă la cariera lui. Domnule, el nu e om, adică, hai să vedem, da? Ciolacu a ajuns președintele PSD singur, sunteți de acord, totuși. L-a scos pe ăla. Da. Frățiși, cum e Ciucă, cum de a ajuns președintele PNL? Iohannis, l-a pus Iohannis acolo. Păi nu, dar eu asta spun, adică Traian Băsescu, prin el însuși, Adrian Năstase, Ciolacu, toți care au ajuns șef de până și prin Antonescu, vă reamintesc că a ajuns șef de partid, inițiind atunci, după 2008, după alegeri, da? O campanie în ianuarie, când a scris el o scrisoare cu tare, cu tare. Ciucă n-a făcut nimic, înțelegeți? Și chiar și felul în care stă el prudent îmi spune că e ceva. Dar, dincolo de toate astea, domnul Tuțescu, aici e un lucru sigur. Dacă demisionează domnul și este numit un alt, pentru că se poate numi, iar o prostie, nu trebuie să numit după alegeri. Dimpotrivă, eu cred că, că instituția Consiliului European, care tranșede alegeri, nu depinde de alegeri, da? Trebuie să aibă, să funcționeze în timpul alegerilor. Sunteți de acord? Păi bineînțeles, dacă are nevoie Zelenski de un nou ajutor. Dacă are nevoie Zelenski de un nou ajutor de urgență de la Uniunea Europeană. Da, trebuie să funcționeze Consiliul, să-i dea repede. Domnul Tuțescu, el e cel care îi convoacă, nu înțelegeți? Da, 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 am înțeles. Comisia Europeană e acolo, da? Da, da. Acolo, da? Ursula stă acolo. Consiliul nu stă, stă în fiecare țară, da? Consiliul are nevoie de o mașinărie care îi adună. Cineva care sună, bă, veniți, v-am dat materiale. Consiliul nu poate să facă documente, sunteți de acord? Adică la guvern, secretarul general sau șeful cancelarii depinde de premier. Că vine premierul, spune, bă, fă aia. La aici, el este șeful Consiliului, înțelegeți? Că el trebuie să-l sune pe Iohan, pe Macron, doamne, vreau să veniți, ce ziceți, că aveți, sunt materialele se dau, că ăștia ai Consiliului, când se duc șefii de stat, ați văzut, nu caută ei unde sunt hârtiile. În sensul ăsta, eu nu văd de ce nu ar renunța Claus Iohannis, că oricum e un an de coșmar. Bineînțeles. Maestre, zic să ne uităm atent la această speță, pentru că ipoteza lansată de dumneavoastră astăzi este într-adevăr... Bă, iertați-mă, azi, da? Manipularea cu, că e o manipulare cu Orban, asta mi-a zis că ceva, că ceva cineva se întâmplă, da. Vrea să mă convingă că trebuie neapărat să fie Iohannis. Da, adică Europa să și răsufle ușurată și plecarea din funcția lui Iohannis să fie privită ca o salvare a Europei. Da? Așa e, asta e ideea. Adică Iohannis este salvatorul nostru. Bă, români, ați făcut un sacrificiu. Ni-l dați pe Iohannis. Știm că voi să rupe sufletul pentru faptul că el pleacă de la Cotroceni. Că așa președinte ca el n-ați pupat voi niciodată. Și ne cerem scuze în genunchi că trebuie să vi-l răpim de în funcția asta. Dar e nevoie urgentă de el la Uniunea Europeană în funcția de președinte al Consiliului European, pentru că altfel vine iliberalul Orban, bă, popor. Voi știți ce înseamnă, bă, popor, să vină iliberalul Orban la conducerea Consiliului European, să duce naibii și Andramaua. Pleacă, da, e nenorocire curată. Stați un pic, asta n-a zis unul la televizor. A fost un articol care a fost la jgheabă în toată Europa. Păi da, da. Deci... Mai ales la noi. La noi toți l-au dat. Că nu era, era o prostie cum să vină Orban, repet. Români, vi se pregătește ceva. Nu. Demisia domnului Iohannis. Trebuie să demisioneze, domnule, nu are cum să demisioneze în iulie. Cum adică? Da, da. Adică cum adică? Dar Iohannis are cum să demisioneze imediat. Deci e ales cu tare și a făcut să fac ploile și Iohannis ne va spune, papa popor, mă duc la Uniunea Europeană să salvez Europa, că pe voi v-am salvat destul de aproape 10 ani. Domnul, mai salvăm și pe... Nu, da. Iertați-mă încă o dată. Da. El a anunțat că demisionează, sigur a fost ambigu cu data, pentru că el se înscrie în campania din țara lui. Da, Charles Michel, da.
Da. El trebuie să se ducă în campanie în momentul, corect. Trebuie să demisioneze în momentul în care e trecut pe listă. Nu poate să fie în președintele Consiliului și pe listă. Nu, dar toată lumea va fi fericită. Liberalii scapă de povara Iohannis din alegeri, că să intri în alegeri, având-o pe Klaus Iohannis în continuare la Cotroceni, pentru liberali este o teribilă povară. Da, da, dacă l-are la Bruxelles. Dacă e la Bruxelles, să zică, da, bă, bine, mă, că n-a fost bun pentru noi, dar a fost bun pentru ăia, mă. Uite ce președinte am avut noi. O să plângem după el peste câțiva ani. O să regretăm ca pe Băsescu. Aolo, ce-am zis. Așa. Da. Maestre, două vorbe. Nu, ca pe Ceaușescu. Ca pe Ceaușescu, așa. O să regretați, bă, uitați-vă, îl apreciază, bă, europenii. Voi n-a știu să-l apreciați pe Iohannis. Și el va veni, înțelegeți? O să fie nasol pentru ăștia de la Uniunea Europeană când o să înceapă ăsta să călătorească. Că va trebui să facă escale la Sibiu, să o ia pe doamna, să cutare. O să fie o nenorocire. Că eu nici nu vreau să mă gândesc ceva. Ducă-se! Domnul Turcescu, aia din Africa nu a fost excursie. Aia a fost misiune. Misiune? Pe cum, maestre? L-au testat, au zis. Ia să vedem, mă, dacă te duci în Africa. Poate ești bun de președinte al Consiliului European, dar trebuie să rezolvi niște chestii pe acolo, bă. Aici să vedem abilitățile tale de băiat antrenat, ca să zicem așa, de la Sibiu, de forțele speciale. Maestre, două vorbe, trei, despre subiectele atât de dragi nouă. Unu, mai știți ceva de Zelenski, de Ucraina? Și dacă mai știți ceva despre opinia publică mondială care să fi zis ceva în legătură cu ce se întâmplă în Gaza? Începem cu Gaza. Eu n-am pomenit. Adică data trecută Israelul a invadat de două ori fâșia Gaza sub pretextul la că se răzbună cu tare. La prima au fost 800 de morți civili și la a doua 1000. Acum sunt 23-24 de mii. Nu am pomenit așa ceva. Un popor grămădit. Sunt oameni, domnul Turcescu, încă o dată, știți că ai obsesia mea, domnule, dacă... Sunt oameni, maestre, mi-a spus mie unul la un moment dat, când am zis și eu așa, bă, dar totuși vorbim despre vieți omenești, mi-a spus, ălea sunt vieți de teroriști și viețile teroriștilor trebuie curmate. Așa mi s-a răspuns. Și am tăcut, am zis, da, bă, dacă asta e, sunt vieți de teroriști. Domnul Turcescu, dacă tragi mâța de coadă și te filmezi, vine și te arestează, să știți. O mâță. Deci noi avem grijă de lei. O leu, vai de mine, pentru că ai vânat un leu. Maestru, avem apropare. Grijă de cărăbușii ăia, cum se numeau ei, nu știu ce cărăbuși, care... De broaște, de broaște, da. Și în același timp, că e vorba nu numai de oameni care au murit, domnule, e vorba de faptul că ei nu au case, că sunt plimbați pe teritoriul ăla cu tare. Nu reacționează nimic. Nu reacționează arabii, ce m-a convins că nu... Iar ăsta, ce poate Erdogan, n-are nicio valoare. Doi, din coace, este într-o zonă foarte periculoasă, eu și în Gaza, dar aici, pentru că, domnul Turcescu, noi am înțeles, noi trebuie să ajutăm eroii cu poporul ucrainean, vorbesc ca Radu Tudor, ca Gâdea, eroii cu poporul ucrainean, să-și recupereze teritoriul pierdut, da? Da, da. Eu constat că eroii cu poporul ucrainean primește pe banii noștri niște rachete și cu ele pisează un Bolgorod ăla care este un fel de vidin. Deci imaginați-vă că noi suntem în război cu bulgarii, ne-au luat Dobrogea și noi în loc să eliberăm Dobrogea, bombardăm mereu vidinul că până acolo avem rachete. Nu există așa ceva, adică... La ora actuală e clar că ucrainenii au renunțat la recucerirea teritoriului și și-a ajuns într-o fază un fel de Hamas care are rachete. Dacă tu observați, deci ei n-au justificare militară. La ruși au. Deci, încă o dată, orașul ăla, Bolgorod, sau cum îi spune, este un oraș ca Vidinu, e la graniță. N-are nicio treabă. Nu au, și atunci... imediat dau cu niște rachete. Păi stați un pic, repet, eroii cu poporul ucrainean trebuie ajutat să-și recucerească. Nu își poate recuceri, da. La revedere, dar nu putem să-i dăm noi bani ca el să trimită din când în când. E foarte periculoasă această, să zicem, extindere. Și nu mai spun de ăla,
manipulări de genul ăsta, a fost un șef al CIA, mă rog, nu întotdeauna am avut o părere bună despre șefii CIA, care vine cu manipularea domnului Turcescu că dacă nu ajutăm, dacă noi, americanii, zic ei, nu-i dăm bani lui Zelenski, rușii cuceresc Moldova. Domnul Turcescu, suntem nebuni. Vreau să ați în locul lui Putin, ce ați face cu Moldova? Nu întreb, dar de ce se ia Moldova? De ce nu? Nu e orice, dar intervenția în Ucraina a fost gândită, s-au pus în balanță, că nu se face așa. Numai la noi, la televiziunile de știri, au impresia că Putin e așa un fel de nebun și zice, bă, gata, de mâine atac Belgia. Nu e așa de... Nici el nu e, e un stat. Și acum atacă Moldova, da? Ca să doar ori da banii ăia. Deci, din punctul acesta de vedere, eu există, am înțeles, mai multe variante. Eu cred că prima, care zicea cu un armistițiu, atâta. Nu se încheie pace. Se anunță un armistițiu și se stă, Da. nu știu. Mulțumesc, maestre, foarte mult Și mai pentru... avem un lucru, stați un Vă pic, rog. dacă se duce Klaus Iohannis acolo, o să fie mai puțin slugi, pentru că el și-a îndeplinit, că el de așa e, de aia slugă. Dar, repet, urmărim în perioada următoare dacă îl pune... Deci este ultimului tren, vorbesc omenește. Da. Altă funcție nu mai are, gata. Păi Deci aia la a NATO nu făcut... cred că se mai pune problema. Nu se mai pune, acolo nu se discută. Da. Deci, Și vă mai spun Borel ceva, cu maestre, acum din președinte... laboratoare. A fost o bătălie, dacă vreți, că de asta acum am înțeles la un moment dat. Mi-au spus și mie niște oameni informați. A fost o bătălie între joană și ciucă. Deci dacă ați observat, perioadele de expunere maximă pe poziția asta de prezidențiabile au fost pe două persoane. Ciucă, care apărea la un moment dat peste tot, l-au plimbat, a început campania electorală, și Gioană, care a lansat cărți, a făcut de toate. Și au observat cu toții că Gioană, mă rog, poate stă mai bine în sondaje decât Ciucă în momentul de față, dar n-are partid. Și și-au dat seama că nu pot să-l planteze nici ca președinte independent, că românii nu votează independent și așa mai departe. Și atunci se pare că în acest moment, în laboratoarele ălea de pe afară, s-a zis, domne, renunțăm la varianta cu Gioană președinte, da? Și mergem pe varianta Ciucă președinte și uite, facem chestia asta cu Iohannis, planul pe care l-au stabilit. Deci, o să vedeți că în perioada următoare, Gioană, care era foarte activ pe peste tot, nu puteai deschide o conservă fără să dai de Gioană, era peste tot, planul cu Gioană, candidat la președinție, a fost abandonat. Domnul Turcescu, nu cred că e vorba de o instituție care a ales, este vorba de două care se bat. Pentagonul e clar că optează pentru Ciucă, n-am nicio îndoială. Sigur. Și Departamentul de Stat, da, Departamentul de Stat acolo sunt mulți, și în Da, Holland, opta pentru Gioană. Da, Da, depinde, dar asta a fost și în 2009, noi trebuie ca domnul să Turcescu. înțeleagă lumea, dacă în anii 90, spre exemplu, deciziile în ceea ce privește România erau luate de Departamentul de Stat și ele au continuat și în anii 2000, vă aduceți aminte pe doamna Madeleine Albright, care venea pe aici, pe România și mai departe, deci România era sub zodia deciziilor luate de Departamentul de Stat, după venirea lui Băsescu, să spunem așa, la putere, da? Deciziile au migrat mai mult spre zona asta a Pentagonului, pentru că începuseră nebuniile aici, apropo de Marea Păi nu, Neagră și așa stați, mai că departe. mi-ați mai dat iar o idee. Da. Păi stați să ne lămurim. După războiul din Ucraina, România a devenit fundamentală pentru Pentagonul, pentru Corect. departamentul. Exact. Păi, cum să spun, Exact. adică când ai atâtea baze militare, când ai un rol României aici, departamentul de stat zice, e Pentagonul, el dacă s-ar fi vorba să ducă la președinte, omul Pentagonului, că zice, băi, stai puțin, acolo nu sunt civili, acolo avem cazerne, nu-i Corect. așa? Și Oamenii toți. domnul Ciolacu a încercat și el o variantă prin să-și asigure sprijinul Israelului într-o eventuală candidatură la Nu președinție, candidează, dar nu cred e că așa. deja a abandonat reduta asta, mai ales că i s-a promis că rămâne prim-ministru în condițiile în care domnul Ciucă ajunge președinte. Și cred că Dar în Ciola, da.
Da. Dar ce, iar sta rău? Nu, nu, eu da. Nu-l văd pe okay. făcând... Cred că e cam mare oricum pălăria asta pentru domnul Ciolacu, să mai vezi și președinte, trebuie să vorbești o limbă străină, trebuie, e mai complicat, e mai, măcar așa. Măcar Ciuca al nostru nu știe el multe limbi străine, în engleza aia lui de Balt, așa, zicând două, trei vorbe, îl înțeleg ăștia de la Pentagon, că și aia sunt acolo, vă dați seama ce-o fi și pe acolo, da? Adică îți dai lui, să ia însemne să înțeleg. Da? Nu e nevoie. Fac pac pac, rusul pac pac, da? Pac pac, Catiușa pac pac, da, nu știu ce cu tare. Da, da. Nu trebuie să dai mari chestii. Buton, nuclear, buton, pac pac pac. Nu știu ce, adică dă astea. Până dă două vorbe, trei chestii, până semne, da? Camarad, nu știu ce, să iau un braț. Nu, nu numai asta. Da. Foarte mulți termeni sunt în engleză. În engleză, bineînțeles, pe aia o să zică. Da. Shut me, shoot me, dă, nu știu ce, da. La pământ, culcat, shut down, stai, tot soiul de chestii. O să fie bine da. Pentru Ciucă, nu o să aibă niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Când mai ales că o să fie liniștit în poziția de președinte. Maestre, mă bucur foarte mult că v-am văzut. La mulți ani vă doresc, v-am sunat și ieri. Da, mulțumesc la fel. Mă speria să mir, am văzut că nu-mi răspundeați, abonez că v-au sunat prea mult să vă spună la mulți ani de Sfântul Ion. A, nu, nu, am lucrat ieri. Am stat de dimineață până seara aici. Trebuie să-mi povestiți odată că am pus de 7 ore astăzi înregistrată la podcast în care povesteați vizita dumneavoastră în tinerețe, înainte de 89, în Mongolia. Da. Și a zis un lucru, zice că v-ați îmbătat. Am înțeles corect? Păi dar n-aveam ce face, că eram obligat, eram oaspete. A trebuit să bezi de la... Și v-ați îmbătat cu băutura aia lor a mongolilor, care e o cicolină norocire. Da, într-o iurtă din aia. Într-o iurtă, este una din amintirile mele de coșmar. Era o ceaun în mijlocul iurtei din care fierbea șuncă. Nu, din asta, să spun, grasă, da. Vă imaginați? Da. Și numai cu vodka aia rezistai. Am înțeles. Aha. Adică nu aveai cum, că nu înțelegeți că nu era friptură, era puseseră... Grăsime, da, da, da. Grăsime, arde, da, fierbea da. Grăsimea. Făceau să uite. Jumări. Și afară era un avantaj, că dacă ieșai afară înghețai, deci te trezeai imediat, era, nu știu, minus 20 de grade. Da. Mulțumesc foarte mult. Aveți un an bun, maestre, și vă mulțumim încă o dată că suntem și în 2024, este în acest... debut fel, de 2024. Mulțumim. Suntem împreună pe platforma Hai România în podcastul Hai Live. Așadar am revenit, prieteni, în germană, în engleză, în română, în ce vreți voi, suntem aici. În continuare, tot anul 2024, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, comentăm evenimentele la zi. E una din puținele oaze, cum mi-a spus mie o doamnă de la Muzeul Național de Artă, unde am dus-o pe Fimea zilele trecute, mi-a zis, haideți domnule, ce când reveniți, că ne e dor de maestru Cristoiu cu dumneavoastră și de Bogdan Comaroni și de Hoandră și de... Și am zis, gata, din 8 să termină vacanța și suntem pe baricad. Așadar, am revenit, suntem aici doar pentru voi, cum ar zice formația Iris, dacă vă mai aduceți aminte. Ne revedem miercuri, orele 12, am o surpriză mare pentru voi. Vom fi într-o formulă extinsă în ziua de miercuri. Așadar, fiți pe fază, like, share și, dacă nu v-ați abonat, faceți-o, nu vă costă nimic, vă faceți un cadou pe 2024 și ne facem și noi și mai mulți, și mai mari, și mai tari. Pa, pa! We'll be right back.